Bună ziua, mă numesc Traian. Azi o să vă prezentăm Van 5 de la X-Go. Este o mașină pe șasiu Fiat, are o lungime de 599 cm, o lățime de 2 metri, este omologată pentru 4 locuri pentru transport și 5 locuri pentru dormit. Are 4 locuri în centuri. Aici avem rezervorul pentru apă, se deschide prin apăsare și rotire. În momentul în care punem apă, punem până când curge pe prea plin sau dă afară din rezervor. Dincoace este caseta de la WC, se deschide prin apăsarea ambelor butoane simultan, se scoate ridicând de clapeta verde, se trage în exterior. Pentru golire se rotește gâtul de lebădă, se desface bușonul de aici, se golește. În timpul golirii trebuie apăsat butonul verde, care are rolul de a da drumul la aer să nu facă vid. Aici avem dușul exterior. Dușul este în sertarul din mobila din bucătărie, se cuplează cu o cuplă rapidă, se comută pe duș exterior, după care se stabilește temperatura care vrem să avem la apă din acest robinet. Aici avem priza pentru cuplat la 220, pentru a avea curent de, cu tensiune de 220 înăuntru în autorulotă, ea trebuie să fie cuplată la o sursă externă de curent de 220. Aici este sistemul de evacuare de la truma, evacuează gazele arse în momentul în care face apă caldă sau căldură. Dincoace este rezervorul de alimentare cu combustibil, se deschide cu cheia de la contact, iar jos de rezervorul de AdBlue se deschide prin rotire. AdBlue, ca și combustibilul, ne indică la bord în momentul în care este necesar să-l completăm. Aici avem sistemul de golire de la bazinul de apă gri. Bazinul de apă gri înseamnă bazinul în care se adună apa de la chiuvete și de la WC-ul. Pentru a-l goli, tragem în apropierea locului de golire din campinguri, tragem maneta, dăm drumul să curgă, după care împingem înapoi și se închide la loc. Aici este urcarea în autorulotă. Fiind van, este dotat cu o scară pentru a ne ajuta la urcare. Scara se deschide din buton. Ea, în momentul în care pornim motorul, se retrage automat, are un sistem automat de retragere, dar totodată putem să îl închidem și de aici și indicat ar fi să închidem de la buton pentru a fi sigur că s-a retras scara și nu dăm în ceva cu ea. Aici mai avem senzorul de temperatură. El ne arată temperatura care e în interior și dă comandă la centrală ca să ne facă temperatura dorită. Mai este o priză de 220, dar 220 este doar în momentul în care ne-am conectat la o sursă de curent. Pentru masa de lucru avem aici un loc unde se extinde dacă mai avem nevoie. Pentru închidere se apasă clapeta de aici. Și în partea cealaltă are tot la fel și o lăsăm jos cu grijă că ne cam prinde degetele altfel. Acum o să deschid scara și urcăm. Și o să vă prezint partea de interior. Aici avem panoul de comandă pentru iluminat și panoul cu informații. Are un întrerupător general în mijloc. După ce l-am apăsat întrerupătorul general, putem acționa oricare dintre butoane. 1, 2, 3 sunt pentru iluminat. Aici e iluminat exterior, în cazul venului e tot în interior, dar e în dreptul ușii. Aici avem pompa de apă. Dacă vrem să avem apă, indiferent unde, WC-ul, chiuvetă, pompa trebuie să fie pornită. Și aici avem informații. În momentul în care am apăsat I-ul, ne indică cât curent avem în acumulatorul mașinii pentru pornire, partea de sus, cât curent avem în acumulatorul suplimentar al autorulotei, partea de jos, nivelul de apă curată din bazin. Pe urmă, aici, în momentul în care e plin bazinul de apă gri, cel cu maneta care am tras-o din exterior, ce v-am prezentat mai înainte, aici pâlpâie un LED roșu și ne indică că e plin și trebuie golit.
Iar dacă o conectăm la 220, ștecherul acesta se face portocaliu. Trebuie neapărat să fie portocaliu, că altfel dă tot felul de erori. Înseamnă că nu e bine conectat și trebuie să mai insistăm un pic la cuplaje. Asta e partea de comandă și de informații pentru iluminat și partea electrică. Aici avem aragazul și chiuveta din bucătărie. La chiuvetă, apă caldă, apă rece. Partea de aragaz e aragaz cu aprindere cu scânteie. Apăsăm, rotim, ținem apăsat și apăsăm butonul de la scânteie și s-a aprins. Ținut câteva secunde și butonul apăsat, exact ca și la aragazul de acasă, pentru a se încălzi senzorul și a indica că s-a aprins flacăra, să nu iasă doar gazul. Am stins gazul. Noi predăm autorulota cu parte de veselă, avem pahare, căni pentru cafea. Aici avem tacâmurile și polonice, tot ce ține de parte de bucătărie. Toate sertarele au sistem de blocaj pentru a nu se deschide în timpul mersului. Pentru a-l deschide trebuie să ridicăm puțin de butonul din mijloc. Din coace este partea cu cratițele. Iar chiar jos tot, produse pentru bucătărie, plus avem dușul exterior de care vă spuneam că e în dotarea rulotei. Avem picioarele suplimentare pentru al cincelea loc de dormit. Toate sunt în sertarul de jos. Încerc să le aranjez înapoi cum au fost ca să nu ne împiedice la închidere. S-a închis aici. Este tot un loc de depozitare. Plus avem robinete pentru gaz. În cazul în care se întâmplă să avem o problemă cu aragazul sau cu truma, putem închide doar circuitul respectiv de gaz. Sunt doi robineți. Închidem doar partea care e cu problema. Avem un frigider cu o bere în el și cu ceva la congelator. E un frigider pe 12V. Aici avem un buton albastru, e cu touch, pentru pornit și oprit. Dacă ținem apăsat mai mult pe el, se oprește. Dacă ținem apăsat din nou mai mult, pornește din nou. Aici ne indică cât de tare răcește. Pentru a schimba, ținem apăsat tot așa pe buton și apăsăm pe liniuțele din stânga și din dreapta. Iar aici avem la modelul acesta e frigider modul nocturn. Se apasă, apare luna, după care dacă apăsăm din nou, dispare luna. Îl putem pune pe modul nocturn pentru a face mai puțin zgomot pe timp de noapte să nu ne deranjeze. În continuare avem spații de depozitare. La deschiderea ușii acționează senzorul de lumină care aprinde becul, e un dulap unde avem și lumină pentru a ne ajuta. La fel și jos de tot spațiul de depozitare. Aici se pot pune cămăși, este cu loc pentru umerașe. La fel tot un spațiu pentru depozitare. În spate sunt două paturi supraetajate. Dar avem posibilitatea să renunțăm la unul sau la ambele paturi din partea de sus. Ele sunt demontabile. În partea de jos avem loc de depozitare, unde am pus un covor pentru terasă, scaune, masă de camping, un aspirator, tot ce e necesar, cablu de curent, furtun de apă, toate sunt depozitate sub pat. În partea dreaptă se află bazinul de apă, iar în stânga e tot un spațiu de depozitare. Aici avem locașul în care se pune acumulatorul suplimentar, cel pentru partea de rulotă, plus regulatorul pentru panoul solar, iar mai în spate e panoul de siguranță. Aici am depozitat cablul de alimentare la 220. Aici avem sesizorul de gaze,
în cazul în care avem scăpări de gaz sau în cazul gazelor narcotice, el începe să sune detectorul de gaze. În partea cealaltă este locașul pentru două butelii. Noi am optat pentru rezervoare GPL, mai ușor de umplut și de folosit. Aici avem unitatea media, radio, care îl putem porni în staționare de la acest buton sau pornește în momentul în care punem contactul la mașină. Ea are rolul de radio, de GPS, se poate conecta la internet prin Wi-Fi, iar după ce am conectat-o, funcționează exact ca și o tabletă, adică putem folosi YouTube, tot ce vrem. Ea are preinstalat YouTube-ul, putem să o folosim exact ca și o tabletă. Sub unitatea media este partea de comandă pentru încălzirea cabinei rulotei, ventilator, dreapta cald, stânga rece, ventilatorul e cu 4 trepte, butonul pentru aer condiționat, în partea cealaltă avem dirijarea aerului în direcția în care dorim să vină, sistem de închis circuitul de aer să vină de afară, să-l folosim doar să recircule cel din cabină în cazul în care sunt mirosuri neplăcute sau fum de la alte mașini. Aici avem două prize, una cu USB și una cu o priză normală pentru brichetă, pentru încărca telefoane, suport de pahare. Loc pentru acte, la fel și aici, un torpedo, iar în partea de sus avem sistemul unde se poate pune ceva la rece. Dacă merge aerul condiționat în mașină, putem pune o sticlă de apă să răcească. Pentru intimitate sau pentru întuneric putem să ridicăm parasolarele. Acestea ne asigură o protecție pentru lumina de afară, dar totodată și o intimitate. Deasupra livingului este un dulap, tot așa pentru spațiu de depozitare. Tot aici deasupra livingului avem panoul de comandă pentru truma, care din nou l-am lăsat să ne ofere o eroare, ca să vedeți cum se șterge eroarea. De aici se face comanda pentru apă caldă și căldură. Pentru căldură revenim, apăsăm butonul odată, apare rulota care pâlpâie, mai apăsăm odată, ne arată temperatura pe care o facem în momentul de față, de aici noi stabilim temperatura care vrem să avem în autorulotă și mai apăsăm odată pentru confirmare. Dacă rotim de buton, trecem pe termometru, termometrul ne indică, vedeți că are niște valuri, indică că ar încălzi apa, apăsăm, stabilim la fel temperatura care vrem, Eco e în jur de 30 de grade, Hot în jur de 50 și Boost 70 de grade. De obicei, noi o folosim pe Hot. Din nou, apăsăm ca să confirmăm. Aici avem o priză de 12 V și la fel o priză de 220 care are curent doar în momentul în care am conectat în camping autorulota la curent. Aici avem un buton cu touch care ne aprinde lumina sub dulapul din living, deasupra mesei, unde dacă vrem să mai citim în timpul drumului sau să facem alte activități, avem o lumină plăcută sau seara când luăm masa. Aici este baia autorulotei, dotată cu WC-ul, chiuvetă și duș. Partea de WC-ul e în partea stângă. Pentru a folosi WC-ul, ridicăm capacul, deschidem clapeta, folosim și tragem apa de aici, de acest buton. După care închidem înapoi. Aici, în partea stângă, avem un senzor care ne indică când e plină caseta WC. Momentan e pe verde, treptat o să ajungă să se facă un LED roșu aici. În momentul respectiv trebuie scoasă caseta, după cum am arătat în filmare, și golită. Aici avem în recipientul cu capac albastru pastile pentru WC-ul, iar în cel cu capac gri, soluție pentru bazinul de apă gri. După golirea casetei, din acest recipient se pune o pastilă în WC-ul,
doar după golire, nu după fiecare utilizare. Iar aici, după golire, se pune din acest recipient în chiuveta din baie 70 de ml de soluție împreună cu un litru de apă și la WC-ul și la chiuvetă. Totodată, pentru autorolote se recomandă a fi folosită hârtie igienică specială. Aquasoft avem noi, sunt și alte mărci. Hârtie care se dizolvă, nu face cocoloș în caseta de la WC-ul.